Managerul Spitalului Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou Suceava, medicul Alexandru Calancea, a susținut joi o declarație de presă în care a precizat că Spitalul Județean are toleranță zero față de actele de corupție. Doctorul Alexandru Calancea a declarat că întreg personalul acestei unități spitalicești va fi reinstruit pentru standardul antimită. Afirmația a fost făcută după ce la secția de oncologie a fost demarată o anchetă penală cu privire la acte de corupție care o vizează pe șefa secției, dr. Anca Ababneh Dumitrovici, acuzată de 64 de infracțiuni de luare de mită în formă continuată și care în momentul de față este în arest la domiciliu. În cursul zilei de joi, dr. Alexandru Calancea a spus că, din păcate, spitalele nu au la dispoziție foarte multe instrumente pentru a preveni actele de corupție. Bună ziua tuturor! Iată că avem un început de an cu foarte multe evenimente în județul Suceava, foarte multe evenimente de mare interes la nivel național, evenimente plăcute, dar din păcate și evenimente mai puțin plăcute, și aici mă refer la cazul cercetărilor care se desfășoară la nivelul secției oncologie a Spitalului Județean Suceava. Din păcate, orice instituție medicală, și aici mă refer la spitale, nu au un portofoliu cu foarte multe instrumente la îndemână pentru a preveni aceste acte de corupție. Dar acele puține instrumente pe care noi le avem la îndemână le vom valorifica la maxim, astfel încât aceste cauze, aceste evenimente să fie cât mai puține și să dispară. Vreau să vă spun că la nivelul Spitalului Județean Suceava am demarat reinstruirea întregului personal. Este vorba de reinstruirea pentru standardul antimită pe care noi l-avem implementat la nivelul spitalului din 2019 prin directorii medical și de îngrijiri, șefi de secție, tot personalul va fi reinstruit cu privire la acest standard. Facem acest lucru, așa cum v-am spus, de la implementarea lui din 2019, o facem periodic, anual, dar iată că în această perioadă trebuie să o facem din nou și să reinstruim întregul personal. Încurajăm și spunem fiecărui pacient la internare și fiecărui aparținător că avem la îndemână, la nivelul fiecărei secții, fiecărui compartiment, fiecărui cabinet de ambulatoriu, acea căsuță poștală pentru sugestii și reclamații. Avem acele chestionare pe care pe parcursul internării unui pacient îi le mânăm și pacientul poate să-și spună acolo absolut toate nevoile sau toate problemele cu care s-a confruntat pe parcursul internării respective. După cum bine știți, avem acel unic număr pentru sugestii și reclamații, îl vom afișa, este afișat, mă voi interesa să fie afișat absolut la toate intrările, toate ieșirile din spital, astfel încât oricine să aibă acces la el. Acest număr este și convorbirile sunt verificate în fiecare zi de către serviciul juridic. Mai avem la îndemână adresa de e-mail a secretariatului managerului și ea este afișată pe site-ul spitalului, este secretariat@spjsv.ro, unde primim aceste sugestii și reclamații pentru îmbunătățirea colaborării cu aparținătorul, pacientul și pentru a avea un act medical de calitate. Mai departe, voi intensifica comunicarea cu cadrele medicale, cu toți angajații Spitalului Județean Suceava, astfel încât fiecare dintre noi să înțelegem că aceste practici nu sunt agreate de conducerea Spitalului Județean Suceava și că în asemenea cazuri, dacă ele vor apărea, toleranța va fi zero din partea conducerii Spitalului Județean Suceava. Dar aceste lucruri nu trebuie să ne umbrească obiectivele pe care noi le avem în Spitalul Județean Suceava. Și anume, așa cum am spus-o de la începutul mandatului meu, este calitatea actului medical, este satisfacția și siguranța pacientului și a angajatului. Îmi doresc să se facă lumină în toate aceste cazuri, susținem activitatea organelor de abilitate, nu vom tolera, și așa cum am spus, toleranță zero
din partea spitalului pentru aceste acte care trebuiesc verificate și să înțelegem cu toții că Spitalul Județean Suceava este în slujba pacienților.